În luna aprilie, județul Hunedoara va fi reprezentat la campionatul mondial First Tech Challenge, desfășurat la Houston, Statele Unite ale Americii, de către Alexia Ioana Neamțu. Elevă în clasa 11 la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara și membra a mult premiatei echipe Robotics. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat un sprijin financiar de 15.000 de lei, astfel încât să fie acoperită integral participarea la acest eveniment. Costurile deplasării și șederii în Statele Unite sunt asigurate în mare parte prin strădania Asociației Absolvenților, Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu, dar mai era nevoie de încă 15.000 de lei pentru ca mentorul adult al Alexiei, profesorul Adrian Budiu, să o poată însoți la acest eveniment de talie mondială, declară președintele CJ Hunedoara Laurențiu Nistor pe pagina sa de socializare. Am decis să mă implic și am inițiat un proiect de hotărâre prin care Consiliul Județean a alocat suma solicitată în cuantum de 15.000 de lei. Evenimentul care se va desfășura în perioada 16-24 aprilie este important pentru învățământul hunedorean. Îi conferă vizibilitate mondială și este vital să sprijinim participarea în bune condiții a reprezentantei județului Hunedoara și a profesorului însoțitor. O felicit pe Alexia pentru calificare, dar și pentru faptul că a fost desemnată de către organizatorii competiției drept student ambassador. Îi doresc succes și sper să revină în țară cu rezultate remarcabile, mai consemnează Laurențiu Nistor pe pagina sa de Facebook.